Domnișoarele care nu au lăsat încălțămintea cu toc nici pe caniculă au avut parte de o surpriză neplăcută. Nici prin minte nu le-a trecut atunci când au plecat de acasă că plimbarea lor pe asfaltul încins al Severinului se va transforma într-o adevărată aventură. Pur și simplu, tocurile au lăsat urme pe stradă, căci s-au afundat în asfalt. La cele 40 de grade resimțite în atmosferă, specialiștii recomandă să evităm pantofii cu toc. Nu ți-e greu pe tocuri? Pe... Nu, sunt obișnuită. E foarte cald? Cum suporți căldura? Da, este foarte cald. Mai mergem la plajă, ne mai... Pe la umbră? Pe la umbră, cu aer condiționat, acasă. Toți specialiștii spun să facem tot ce ne stă în putință și să evităm soarele puternic. Cu toate acestea, au fost severineni care au ignorat sfaturile medicilor și s-au aventurat să iasă din casă pe caniculă. Este foarte cald. Cum ați ieșit din casă? La... De la servici, acasă, dar așa nu ieșeam. Este foarte cald. Vă descurcați? Ce vă îmbrăcați? Ce mâncați? Cum vă hidratați? Cât haine, cât mai vaporoase, apă multă. Foarte cald. Foarte. Și cum dați ieșit din casă pe timpul ăsta? Trebuie. Că dacă n-ar trebui, am stat în casă. Dar și în casă e la fel de cald. Dacă nu este aer și tot ce trebuie, e cald. De obicei evit soarele? Nu. Când pot. Și în gări abia se mai poate respira. În plus, din cauza caniculei, sunt probleme în fiecare regională CFR. Dacă în atmosferă se resimt aproape 40 de grade Celsius, ei bine, la nivelul șinelor de cale ferată, temperatura ajunge și la peste 60 de grade Celsius. Aceasta este cauza pentru care mai toate garniturile în această perioadă au întârzieri care pot ajunge și la peste 60 de minute. La Drobeta, Turnul Severin au fost 35 de grade la umbră, iar în atmosferă s-au resimțit 40. Meteorologii au prelungit codul galben de caniculă până duminică.